dar se pot face foarte, foarte ușor. Gata? Ok. Revenim! Mulțumesc, domnul Chirițoiu, de la Consiliul Concurenței. Bun, nu o să vorbesc pe foarte multe minute ca să lăsăm timp pentru întrebările noastre. O să am două părți. O parte pic mai mare, în care să vorbesc de jobul în care e Consiliul Concurenței. Și apoi, în final, o persoană care a fost interesată de zona, care e deja de zona de politici în domeniul sănătății, o să fac câteva considerații de bună persoană. Pe partea de Consiliul Concurenței, dar spune că noi suntem din ce în ce mai mult implicați, din vari motive, în zona de sănătate. Ceea ce poate fi bine sau rău, iarăși, depinde de punctul în care priviți. Vare considerații de ce? Unu, e activitatea noastră. Doi, e interesul meu pentru zona asta. Trei, numărul mare de plângeri care există. Da? Deci undeva unii, chiar unii care stă aici în sală, ne trageți cumva să fim mai prezenți în zona sănătății. Tradițional, pentru că suntem Consiliul Concurenței, noi nu avem o opțiune doctrinală, practic. Deci noi, în nevânt, trebuie să fim adepții concurenței. Genetic, cumva, noi suntem fani de concurență. La noi tot ce e concurența e bună și neconcurența e rea. Deci noi nu avem opțiune. Da? Deci la noi suntem cu ochiul de cal, cumva, da? Trebuie să fie concurență. Și presupunem, chiar dacă vom să zicem că eu încerc să nuanțez, să spun, de fapt, noi ce să ne uităm la piețe funcționale, la piețe, la eficiența piețe. Da. Chiar și cu nuanțarea asta, noi credem în piață, deci credem în concurență. Sau tradițional, ce înseamnă? Unde poți aplici concurența la piața de sănătate? Cam la zona asta de medicamente și produse, achizițiile de medicamente și produse medicale. Deci acel 30 și ceva la sută din buget de care vorbea domnul doctor Vlădescu înainte. Și pe zona asta suntem foarte activi, suntem excesiv de activi, sau mai mult decât mai ești doar. Și cred că și, din nou, unii care sunt aici în sală, noi să nu fim atât de activi. Pentru că avem deja un număr foarte mare de cazuri care s-ar putea să rezulte în sancțiuni destul de mari pentru o industrie care, bun, nu, cel puțin nu toate componentele ei, în momentul de față, sunt foarte profitabile. Deci avem un număr de, dacă mă înșel, 6 investigații în acest moment de încălcare a legii. 4 sunt pe restricționări de comerț în interiorul pieței interne a Uniunii Europene. Una este pentru presupusul boicot, înțelegere a furnizorilor, a celor care furnizau medicamente, dar de a livra în perioada când aveau neînțelegeri cu Ministerul. Nu erau plătiți, nu? Exact. Sau în altă, sau într-o altă perioadă. Nu erau plătiți. Da. Sau într-o altă perioadă. Dar ușor de aia aduce în carte, cum puteți? Deci, într-o altă perioadă când aveau conflicte cu Ministerul Sănătății legate de temeină plată și ultima este legată de presupuse înțelegeri între antibiotice și distribuitor de firme de părțirea pieței. Asta vine, deci deja se sunt în lucru și se pot termina probabil în următoarele luni. Asta vine deja cu istoria Consiliului în care a dat sancțiuni pentru împărțire de piață la insulină între producător de insulină și distribuitor al lui. E sancțiune dată de acum 2 ani în instanță. Și sancțiuni pentru, iarăși, împărțirea pieței între furnizorii de servicii de dializă. Da? Care, din nou, e sancțiune dată și e în instanță. Peste astea avem și ce numim noi o investigație utilă, deci că nu e de sancționare. Și care e legat de ce de studiu similar pe care l-a făcut Comisia Europeană. Da? Aici trebuie să ne spun, dar alt factor care ne împinge să intrăm pe zona asta este și o Comisie Europeană care e preocupată de zona farmaceutică. Da? Și noi avem ce stigmatism, dacă face Comisia ceva, trebuie și noi să vedem în România cum stau lucrurile. Da? Au făcut ei studiu pe farmaceutice, facem și noi studiu pe farmaceutice. Deci toate astea rezultă într-un număr mare de cazuri. Mare pentru noi și cred că mare și pentru industrie, că sunt oameni care spun că sunt sufocați de cereri de informații care tot vin la Consiliul Concurenței. Obiectivul meu, dacă pot să spun, este să rezolvăm cazurile astea care sunt în lucru destul de repede și speranța este că
industria își va corecta cumva comportamentul și putem și noi. Nu e obiectivul. Noi plăiam din trei direcții de concurență, o jumătate de direcție lucrează pe farmaceutice. Nu e în niciun caz visul meu să țină atâta oameni și atâta resurse ale instituției blocate pe un sector. Important cum fie. Da? Deci și eu mi-aș dori să terminăm cazurile, se corijează lumea și în viitor putem să mutăm oamenii noștri, se pot muta pe alte, pe alte zone. Ok, deci asta e partea de farmaceutice. Acum aș vrea că încet, încet începem să fim atrași și în restul sistemului de sănătate. Da? Deja dializa era la limită, că sunt servicii de dializă, da? Nu sunt medicamente. Și cum suntem atrași? Suntem atrași parte prin plângeri pe care le primim. Legate de contactul cald, să spun. De de diferite reglementări pe care le introduc ministerul sau casa, mai ales. Da? Deci o zonă în care începem să fim iarăși preocupați de modul cum funcționează partea contractuală în sistemul de sănătate. O țin absolut legitimă pentru mine, da? Deci sunt absolut de acord că trebuie să respectăm regulile concurență între diferiți furnizori, inclusiv între diferiți furnizori privați și publici. Deci noi, numai că la Consiliu nu putem să, adică suntem condiționați să mergem pe ideea că e bună concurența, dar de asemenea mergem pe ideea că nu putem face discriminare între furnizori, între furnizori publici versus privați. Din contră, predispoziția noastră, pentru că avem și o componentă de ajutor de stat, ne uităm cu mare suspiciune la furnizorii publici. Da? Totodată vedem contracte cu furnizori publici, undeva în mintea noastră, doamne, nu e un ajutor incorrect pe care statul acordă unui agent economic. Deci, de asta vă spun, implicarea noastră mai mare în zona de sănătate poate fi cu plusuri și cu minusuri, depinde de ce, din ce parte vedeți lucrurile. Dar cred că va continua în parametrii ăștia. Am putea merge și mai departe și sunt țări europene care merg mai departe decât mergem noi în momentul de față și care tratează furnizorii de sănătate publici ca fiind agenți economici. Deci noi, în momentul de față, noi suntem în continuare concentrați cu spitalul ca fiind o instituție publică, nu o dată foarte discutabil pe legislație europeană, pe asigurări. La noastră ține sub autoritate europene, da? Deci pe legislație, de exemplu, în Irlanda avem acum investigații făcute pe medicii familie. Deci poți să faci un argument plauzibil, te legal, nu să-l distanță, da? Deci ce mie îmi spune un argument legal, sunt zuriști aici în sală, să spui că un om care nu e angajat al statului și e un liber profesionist, care are un contract de furnizare de servicii, care cu statul, bun, prin casa de sănătate, da? Primește niște bani după o formulă, se comportă ca un agent economic. Noi, ca o paranteză, considerăm că avocații sunt agenți economici, notarii cu care avem o discuție sunt agenți economici. De ce sunt fundamentale? De ce ar trebui cum să fie notar? Astăzi, asta zic. De ce medicul de familie e neapărat altfel decât un... Termin în câteva minute și trebuie să rog. Deci, de ce ar fi medicul de familie altfel decât, nu știu, să spunem notarul? De asemenea, spitalele sunt finanțate, nu sunt finanțate pe buget, cum e administrația publică tradițională, ci sunt furnizate din nou pentru un contract de, pe care l-au cu casa, care arată că e plafonat, deci au în realitate un buget. Dar el, formal, cel puțin, este o decontare a unor servicii conform DRG și așa mai departe. Da? Deci, sunt, există și cazuistica Curții Europene de Justiție și sunt situații în, în alte state membre în care anumiți furnizori de servicii sănătate, fie și public, sunt o să-ți cargeți economici. Da? Ceea ce ar deschide, dacă am aplicat pe de-a-ntregul regulile de concurență comunitare în domeniul sănătății, bun, asta ar revoluționa un pic modul cum funcționează în momentul de față. Asta e ceva ce e în viitor, nu e în momentul de față.